Slăvit să fie Dumnezeu! Nu știam ce o să spună sora, dar înainte de a începe să depună mărturia, Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat și mi-a zis să las Duhul liber. Am să las să cânte Duhul ceea ce vrea. Ea a cerut, a spus că să vină Duhul Sfânt. Și am să las inima deschisă, să ne deschidem inimile, să vedem ce spune Domnul prin această cântare. Slăvit să fie Domnul! La vreme de seară, Iisuse scump coboară, vino prin Duhul Sfânt, ne spune un cuvânt. La vreme de seară, vino Iisuse, căci inimi te-așteaptă. Cei ce vor veni, mai cheamă prin Duhul tău, revarsă prin Duhul tău puterea din Dumnezeu. Suntem aici în fața ta, ne ridică tu, ne mărește-ne credința, adu-ne biruința, căci tu așa ai spus, o bunule Iisus. Aveți credință în mine, aveți credință în Dumnezeu. Eu nu vă voi lăsa, sunteți în brațul meu. Și nimeni și nimic nu vă va putea să vă smulgă nici când din mâna mea. Credeți voi că sunt aici, unde sunt doi sau trei, eu sunt cu ei, eu sunt cu voi, și în nevoi, și în bucurii. V-am adus pace și mângâiere, v-am dat și harul celui ce cere. Nu vă temeți, nu vă temeți.
dați înapoi, eu sunt cu voi, eu sunt cu voi. La vreme de seară, Duhul încoboară, deschide-ți inima, crede lucrarea sa. La vreme de seară, El te cercetează, dacă crezi lucrează, te lasă prelucrat, fii binecuvântat. Era parașamana, erai, aleluia. Poate să fie Domnul. Restul va vorbi după. Amin. Amin, amin, slavă Domnului.